Stăm de vorbă cu... Am tot întrebat cum să îl numesc pe cel care stă în fața mea, pentru că este întotdeauna dificil să îi găsesc o titulatură corectă sau măcar pe aproape, și anume slujitor al Domnului Isus, Dima Budac. Bun venit, Dima, la noi în studio. Bine v-am găsit. Cum fa ce faci? Cum ești? Sănătos? Slava Domnului, tot e bine, tot e tare când ești cu Domnul Iisus, e tare. E tare. Vorbim, dacă spiritual, așa, sigur, că la toți sunt neajuns vreun altă, dar așa, în rest, tot e tare. Dima, pentru cei care nu te cunosc, spune-ne câteva cuvinte despre tine. Cine ești tu de fapt? Deci, cine sunt eu? Sunt un om care îl slujește pe Domnul Isus sincer. Adică nu dau voie să mă mint nici pe mine. Spun la lucruri cum sunt, spun așa cum este și Evanghelia Domnului Isus o duc oriunde sunt. Da, un pic despre tine, despre familia ta, câți ani ai copii, dacă ai copii, familie aici. Deci am 32 de ani, o să am Mulți ani. 33 acum. Sunt de vreo 10 ani în Londra și sunt căsătorit, am 4 copii, avem 3 Să fete fie și un sănătoși. băiețel. Mulțumim. Și împreună îl slujim pe Domnul. Ai venit acum 10 ani la Londra. Ce te-a adus la Londra? La Londra m-a adus ca să fac bani. Așa. Banul. Eu vreau să fac bani. Și am venit aici la Londra, căutam de muncă în restaurantele rusești, pentru că în restaurantele rusești știu rusa și acolo mă gândeam, prin Londra să pot ajunge la Moscova, să devin și eu vedetă în muzica asta lumească. Eram lumesc. Și am venit aici și făceam bani grei. Făceam bani mulți cu restaurantul. Dar nu se alegea nimic, pentru că nu strângeam cu Domnul. Da, stai un pic, spune un pic despre originea ta. Ce treabă ai tu cu rușii? Eu sunt din Basarabia și acolo noi vorbim și rusa și română. Deci ești basarabean. Da. Și un pic și partea evreiască sau e doar un zvon ăsta? Cum este cu... Eu sunt evreu care îl iubesc pe Iisus. Ok. Deci ești un Din, evreu din, basarabean trăind în România. E o combinație periculoasă. da, hai așa, la noi în Basarabia nu mai știi care și de cui. Pentru că au fost și sub turci, au fost și sub ruși. Și când te uiți la om, jumătate seamănă ucrainean, se întoarce partea aia, altă e chineză. Ăștia suntem noi în Moldova. Bun, ai venit acum 10 ani, ai venit să faci bani, ai făcut bani? Nu. Și? Mai rămâi? Aproape niciun ban. Serios, niciun ban. E că azi Liviu m-a adus. Da. Că nu aveam. Dar am venit să fac bani și am venit cu gândul ca să devin vedetă, să ajung la Moscova. Dar un credincios mi-a spus odată, tu fără Hristos ești gunoi. Fără Hristos ești gunoi. Tu trebuie să te întorci la Isus. Tu trebuie să crezi în Evanghelie. Și atunci eu m-am pocăit și în același restaurant în care am început să lucrez, am început a cânta despre Domnul Isus. Eu m-am pocăit, m-am botezat și dintr-o inimă curată am început să-L slujesc pe Domnul. Și până astăzi mă numesc slujitor al Domnului Isus. Bun, în restaurant l-ai întâlnit pe Dumnezeu? Sau acolo ai întâlnit un om care ți-a spus despre Dumnezeu? Acolo și în alte părți am întâlnit mai mulți oameni, dar mai mult în restaurant a venit un om care mi-a spus despre Isus. În Și restaurant. ce s-a întâmplat cu tine? Ce Ce ți-a s-a spus întâmplat? șeful? El mi-a zis, scrie un cântec despre Isus. Și am luat și am scris un cântec despre Isus, după care m-am pocăit eu de la cântecul meu. Ah, ce cântec? În limba rusă. Este limba rusă. Da, este în limba rusă. Și apoi la restaurantul ăla, eu după ce m-am pocăit, am mai lucrat 3 ani la restaurant. Eu am cântat pocăit în restaurant. La prostituate, la mafioți, eu cântam acolo. Cântam despre Isus. Până bosul m-a chemat într-o zi și mi-a zis, tu ești grav, mai. Eu vreau să fac bani cu tine, dar tu încânti aici despre pocăință. Ce cu tine? Și a zis, cântările astea trebuie să le asculte numai morții.
cum tu cânti din astea? Și am zis, nu, astea sunt pentru oamenii care mai pot auzi. M-au dat afară și după asta m-au chemat înapoi peste două luni pentru că clienții nu mai veneau dacă eu nu eram. Și am zis, tu știi că eu am să vin și să cânt despre Iisus. Hai, eu zis, cântă despre ce vrei, numai vină și cântă. Deci o vedetă, tot ai ajuns până la urmă, chiar dacă n-ai făcut bani. Domnul să mă păzească de vedetismele astea. Că mulți care nu poți, când în lume nu poți devii vedete, ajung în creștinism vedete. Domnul să mă păzească de așa ceva. Nu. Eu vorbesc atunci în vremea respectivă, adică dacă te-a chemat patronul restaurantului, deci, înseamnă că aveai ceva lipici la oamenii ăia, aveai ceva... Deci în Londra eram cel mai plătit cântăreț rus. Ia auzi. Wow. Dar asta nu... Cum eram? Cântam la ăștia cei mai miliardari ruși pe aici, pe la Londra. Dar asta tot era un gunoi. Înțelegi? Eu anume mă simțeam gol. Pentru că fără Hristos n-ai cum să te simți plin. Mm-hmm. Asta e. Bun. Ce s-a întâmplat cu tine după aceea? S-a întâmplat că Hristos mi-a schimbat creierul, mintea, inima mi-a schimbat-o, gândirea, tot era schimbat. Dar nu că brusc. El și azi mă mai schimbă. Deci eu începeam cântările mele lumești, am tăiat din ele 50% și am început a compune despre Hristos. După asta le-am tăiat de tot. Cam în vreun jumătate de an, un an, le-am tăiat de tot și cântam numai despre Iisus. Și am înțeles că dacă cânt numai despre Iisus, bani nu fac. Când cântam lumești, luam și 300 de lire pe un cântic. Când cânt despre Iisus, nu fac niciun ban. Și chiar cântam despre Iisus, nimeni nu dădea bani. Și nici nu trebuia bani să iau de la ei. Dar am înțeles un alt lucru, că când cânți despre Iisus, tu salvezi suflete. Cum spune Pavel lui Timotei, te vei mântui tu și pe cei din jur și pe alții. Așa că am ales să cânt fără bani, dar să mântuiesc suflete, decât bani, bani, bani și să mă duc și eu în iad. Bun, care a fost traseul? Acum slujești în două biserici, una în Leyton și cealaltă, unde este cealaltă? În Hainault. În Hainault, da? Cum ai ajuns de acolo ca să slujești la biserici? Păi noi eram în Leyton și unii frați spuneau... Sau cum a început primul grup de biserică? Hai să luăm primul de aici. Grup de biserică. Cum s-a format? Deci eu după ce m-am pocăit împreună cu familia mea, fratele meu cu familia lui, mama mea, după asta mergeam la biserică și mi-era fierbinte cam sub picioare, scaunul era fierbinte, încălzeam numai scaunul pe acolo, într-o biserică de englez, și am zis, ce încălzesc eu scaunul, zice, oare creștinul e chemat să încălzească scaunul? Eu trebuie să merg să vestesc Evanghelia lui Hristos. Și un frate mi-a zis, ține minte, Dumitru, dacă tu n-ai ucenici, dacă nu faci ucenici, nu ești creștin, ești varză. Și atunci eu am zis, un frate rus, și atunci eu am zis, eu am să încep să fac ucenici pentru Hristos. Și învățam pe oameni exact ceea ce auzeam eu sau învățam din Biblie. La un an după ce ne-am pocăit, sau nici un an, împreună cu fratele meu Ilie și soțiile noastre, am început un grup la noi în casă. Și când ne întâlneam la noi, când la Ilie, și anume stăteam noi cu familiile noastre și mai oameni din lume, câte 4, câte 8, îi aduceam din lume și le spuneam Evanghelia. Așa, până un pastor englez a bătut în ușă la noi și a zis, fraților, am auzit că voi vă întâlniți aici. Hai, vă dau cheia, întâlniți-vă acolo, gratis. Și am zis, vezi, dacă ne pui la plată, noi ne ducem. Și el a zis, nu, promit că gratis. Și eu zic, bun, atunci mâine la 8 dimineață eu aștept cheia. Și el mi-a adus cheia. Wow. Și de atunci ne întâlneam la Leyton. Și avem, așa cum noi nu credem într-o biserică, să rup 10 oameni de acolo, 10 de acolo și 10 din altă biserică și am făcut-o pe a mea. Am furat din alte acvariumuri, am furat pești și am făcut un acvarium a meu. Asta e fals, știi? Noi suntem cu oamenii din lume. La noi, la Leyton, toți aproape sunt din lume, aproape toți sunt din lume. Dar care vine frate, noi deodată îi spunem, mergem la lucru, nu poți stai înferbând scaunul aici.
Și așa ne-am înmulțit până și totodată ținem cont că suntem în Anglia, nu suntem în țara noastră de baște, nu? Oamenii vin, pleacă. Dar după asta s-au găsit și alți frați și chiar frați dintre noi care au zis hai să ne întâlnim și duminică. Pentru că noi la Leighton ne întâlneam numai, și ne întâlnim numai vinerea și sâmbătă la studiu biblic. Dar acum ne întâlnim și duminică în biserica din Hainault. Avem un frate care el tare se ocupă cu organizările astea. El a și vorbit pentru biserica din Hainault, fratele Liviu, și repede a vorbit acolo cu cine erau și e că așa ne întâlnim și duminică. Și sunt oameni care trăiesc prin zonă, prin Hainault, și ei vin și duminică. Dar iarăși, noi nu strângem frați din alte biserici, strângem oameni pierduți din lume, ca să avem pe cine învăța. Că dacă nu, trebuie să-i repocăim pe noștri de 100 de ori și nu-mi place fățărnicile. La emisiunea de data trecută l-am avut invitat în studio pe pastorul Daniel Martin, pastor la Biserica Apostolică Râul Sfânt. Îl cunoști, bănuiesc. Da. Și l-am întrebat și pe el ce înseamnă, de fapt, Biserica Apostolică și ce înseamnă Râul Sfânt. La fel te întreb și pe tine, ce fel de biserică este biserica pe care tu o conduci, ești liderul, de fapt, acestor două biserici? Ce fel de biserici sunt ele? Se încadrează undeva într-o denominațiune anume? Cum ai descrie bisericile acestea? Mulți ne poreclesc baptiști pe noi. Mă poreclesc. Păi oricum, asta doar nu e scris în Biblie. Că cine este în Hristos este un baptist nou sau un pentecostal vechi. Sau este o făptură nouă, atât. Nu? Deci biserica voastră este biserica făptura nouă. Nu. Biserica noastră este o biserică creștină. Se numește Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos. Și este o biserică creștină evanghelică. Evanghelică. Dar nu mi-e rușine dacă cineva ne poriclește baptiști, pentru că așa cum eu cred și înțeleg că baptiștii sunt foarte apropiați de cuvântul de Scriptură. Adică nu se joacă. Deci ca și teologie sunteți mai apropiați de Biserica Baptistă sau dacă ar fi să vă identificați cu vreo grupare religioasă, sunteți mai apropiați de teologia baptistă? Sincer să spun, nu știu, să zic asta baptiștii, dar noi mai tare suntem apropiați de Scripturi. Și atât. Serios. Chiar nu știu ce... Am înțeles că sunt multe doctrini, dar am și 4 copii și nu prea am timp nici să ies cu ei în parc. Dar să mai studiez dogmele la fiecare. Știi? Nu, Hristos, biserica e creștină. Chiar așa se numește biserica voastră. Biserica lui Hristos, nu? Știți cum în Apocalipsa este scris? Biserica din Filadelfia sau biserica din Smirna. Noi suntem biserica din Leighton, biserica din Hainault, dar suntem al lui Hristos. Așa cum alea din Smirna, din Filadelfia, Efes erau al lui Hristos, din orașele de acolo, așa noi suntem din orașele de aici. Hai să mai ascultăm, înainte de a mai asculta încă o melodie interpretată de tine în limba engleză, spune-ne celor care poate stau la două blocuri de voi, de biserica voastră, când să vină la biserică, care este programul bisericilor, ambelor biserici, și unde se află de fapt biserica. Adică dacă vrea cineva, te aude acum un român și vrea să vină la biserică, spune-le unde pot veni și la ce adresă. Deci noi ne întâlnim în Leighton, pe strada 73 Francis Road. Ne întâlnim acolo în fiecare vineri și sâmbătă. Sâmbătă aveam studiu biblic, dar duminica de la ora 1 ne întâlnim în Hainault. E 2 minute de la, 2 minute de la stația Hainault. Suntem la Radio Londra Românească, împreună cu mine în studio este slujitorul al Domnului Iisus, Dima Budac. Mai și reclamă, asta e tare. Dragă Dima, am văzut pe site-ul vostru că ați început niște cursuri, niște studii ce faceți voi vinerea seara sau sâmbătă, dacă nu mă... Sâmbătă. Vreau să te întreb despre educația ta teologică. Tu ești păstor sau ce ești de fapt? Ce studiai? Ce pregătire? Deci sunt păstor, făcut de Domnul să fiu păstor. Încă nu s-a ordinat de oameni.
Știi că sunt foarte mulți ordinați de oameni, dar nu puși de Domnul. Eu am zis că să fiu întâi pus de Domnul și apoi ordinat de oameni. Am 8 ani de când sunt pe calea asta de a păstori. Și în 8 ani aceștia am crescut și eu ca să pot un pic, măcar un colț mic, să merg spre ordinare. Eu nu cred în păstori care peste noapte, țac, pac, țac, o strâns doi dintr-o biserică, doi din alta, o chemat doi bătrâni să-l ungă și el e păstor. Nu. Tu întâi stai câțiva ani, treci prin suferință, plângi cu ei, râzi cu ei, crești, aduci din lume mulți și după asta, după aia, fii păstor. Atunci ești păstor deja. Da, în curând o să fii și ordinare, că am înțeles că mulți se retrăiesc pentru mine că nu sunt ordinat și cred că să le fie mai bine. Deci ai găsit pe cineva ca să te ordineze până încă la nu. Încă nu. Încă nu, că e greu. E greu. Adevărul este că, trebuie să spun, am văzut câteva comentarii foarte răutăcioase la adresa ta, în special venite din România. Spați să-l transmit la oamenii care fac comentarii. Da, ce, asta vreau să te întreb. Ce le spun oamenilor care fac comentarii? Eu le mulțumesc pentru promovare, că și ei mă promovează mine. Da, dar într-o postură negativă. Păi e ca cândva cineva a zis de mine de rău, uh-huh, și așa am ajuns în America. Ia mă. Cineva a zis de mine de rău în Italia și așa m-au invitat aia de acolo, frate. Da, dar problema este că se vorbește de România, așa că poate ajungi. Da, și acolo pe unii se vorbi de rău, pe acolo mă invit. Da. Apropo de America, ai fost în America recent. Da. Am văzut fotografii cu tine pe Facebook. Am văzut că l-ați vizitat pe fratele Țon. Ce face fratele Țon? E bine? Sănătos? E bine, e sănătos. Nu vrea să îmbătrânească. Nu vrea să îmbătrânească. Okay. Pentru ce ai fost în America? Iar te-a vorbit cineva de rău? Da, cineva... Cu ce ocazie ai ajuns în America? Nu. Acolo niște frați s-au uitat la predici și s-au îndrăgostit de lucrarea noastră de la Londra. Uh-huh. Și văzând cum confortul din America i-a omorât pe mulți creștini, le-au dat câte 4 mașini în care 2 nu lucrează și a 3 pentru piese și i-a omorât creștini, asta, spiritual i-a omorât și ei nu mai cred în Iisus. Foarte mulți în America creștini nu mai cred deloc în Iisus. Merg la biserică, cântă, poezii, tot, dar nu cred. Și noi ne-am dus doar cu scopul de a-i scoate la evangelizare, de a-i scoate în piața din Seattle. Măcar că n-au venit mulți, a venit un om dintr-o biserică, dar și el era dat deoparte. Ei, dar a venit el. El a venit și a vestit Evanghelia împreună cu noi, ne-am bucurat. Deci scopul nostru a fost să-i trezim pe frați, să nu stăm biserici. La ce biserică ați fost în America? La vreo 5. La vreo 5 am fost, dar nu mai știu denumirile. Nici nu mai știu numele. Eu tare uit numele lor. E ca numele tău de familie abia acum mi l-am adus aminte lângă ușă. Da, da. Uita este. Da. La Everett am fost la... Uh-huh. Am fost la Biserica Emanuel, la Iisus Salvatorul. Uh-huh. La mai multe am fost. Din Portland, Washington. Sunt creștinii din America foarte diferiți, creștinii la biserici românești, nu? Ai fost la biserici românești? Am fost la românești, la la basarabieni. Vorbitoare de limba română, în sensul ăsta. Da. Sunt diferite față de cele din Londra? Știi, omul rece, e rece peste tot. De organizat înăuntru am văzut că foarte mulți sunt organizați, dar afară, tac, nimeni nu spune nimic la nimeni despre Iisus. Înțelegi? Și, dar nu pot să spun, sunt și acolo, Domnul oriunde, în orice biserică are oameni fierbinți. Dar cei mai mulți s-au răcit, ca și în Londra. Înțelegi? Asta. Care este relația voastră ca biserică cu celelalte biserici din Londra? Colaborați, ești invitat la ei, tu invizi pe ceilalți slujitori la biserica voastră? Da, acum dacă eu știu că el a devenit pastor peste noapte și a strâns 3 oameni de acolo și 2 de acolo și după asta l-au ordinat, eu n-l invit la noi, că noi, că de ăștia sunt mulți. Dar dacă îl știu că el e pastor trăit, adică el chiar o meritat cât de cât să fie ordinat. Și asta noi îl invităm, noi îl chemăm la noi ca să ne spună despre Hristos. Măcar că din ăștia sunt foarte puțini, dar Domnul scoate lucrători și păstori adevărați, pentru că de atâta suferă
suferă și bisericile, învățături nu o-s. Înțelegi, Claudiu, predicile de duminică astăzi ca un fel de desert pe masă. Dar cu desert nu poți crești copiii să-i faci mari. Orice biserică are nevoie de studiu biblic. Și anume noi sâmbătă învățăm câte 10 versete la o temă, noi luăm temele adânc, pentru că biserica trebuie să aibă studiu biblic și apoi împreună să iasă afară. Sau merg la pușcării, sau merg la spitale, sau merg la prin piețe și vestesc Evanghelia. Absolut! Orice biserică trebuie să iasă ca să mai bată vântul printre madulare, că dacă nu se strică, miroase urât credința aia. Ce faceți voi ca biserică? Cum vă manifestați voi în Londra? Păi noi, țelul nostru e oamenii din lume. Pe noi absolut nu ne interesează dacă câteodată vreun credincios vine din altă parte, stă o lună și pleacă. Și el ne întreabă după asta, am plecat, nu vă pare rău, nu? Pentru că țelul nostru e omul din lume, să vină să asculte Evanghelia. Și la noi totdeauna, jumătate din lume, jumătate credincioși. Noi totdeauna invităm din lume, vestim Evanghelia în peți, de câțiva ani, de vreo 5 ani, 6, vestim Evanghelia și la Stratford, la metrou, și în piața Walthamstow. Acum ne-am dus pe un an de zile în Barking. Dar pe oriunde mergem în lume, nu le predicăm în biserici, dar îi scoatem pe biserici afară să predici. Acum avem ceva mai nou, am fost la pușcăria din Heathrow și printr-un frate rus, o să mergem cu, prin rotații, frați la noi de biserică, în pușcărie, ca să ne împrietenim cu oamenii aia fără speranță. O să meargă câte 2-3 din noi să le vestească Evanghelia în pușcărie. Și dacă dăm și de români, o să avem acolo Biblie în 54 de limbi. Da, din păcate, probabil că e foarte probabil că o să dați și de români. Aveți proiecte speciale pentru copii? Dacă vin mamele cu copii, aveți program special cu ei sau ei se rămân în biserică? Cum procedați? Avem programe pentru copii. Avem două săli, până la 4 ani, alta până la 8 ani. Asta nu prea bine mă pricep, nu știu, acolo mai mult surorile care se ocupă și frații cu asta. Dar avem. Îi învață despre Domnul Iisus de mici. Și la noi e interesant că noi de mici învățăm să facă ceva pentru Hristos. Nu învățăm teologică, după asta să-i auzim că au devenit budiști. Le-a plăcut teologia budistă mai tare. Dar îi trecem la fapte deodată. Fapte. Credința fără fapte este moartă. Deodată. Suntem la Radio Londra Românească împreună cu invitatul de astăzi, slujitor al Domnului Iisus, Dima Budac. Dragă Dima, cu ce vrei să rămână românii sau vorbitorii de limba română care ne ascultă? Mai avem doar 5 minute din această emisiune. Care este mesajul pe care tu vrei să-l transmiți românilor sau vorbitorilor de limba română cu care ei să rămână de la această emisiune? Eu vreau să-i las pe toți cu un verset din Biblie. Pentru că dacă i-aș lăsa cu altceva, aș fi un mincinos sau aș fi un om fals. Vreau să fiu sincer și adevărat cu ei, cu toți. Și în Epistola 1 a lui Ioan, capitolul 5, cu versetul 20, scrie așa. Și vreau toți atent să asculte. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat. Adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Amin. Cu asta am vrut, cu acest verset am vrut să-i las pe toți, să știe clar, să știe toți că Iisus Hristos este Dumnezeul adevărat. Nu există alt Dumnezeu în afară de Iisus Hristos. Și El este una cu Tatăl și El este una cu Duhul Sfânt. El este Dumnezeu adevărat. Primește-L în inima ta, urmează-L pe Iisus. Mulțumim mult, Dima Budac.